Can you help us? We have to arrive to San Isidro. Yes. We have no money, nothing. We are in a race. You can take us? Yeah, okay. Let's go. Maybe you can park here. Ăla a fost un da și a plecat. Mor! Blondele au mare succes la autostop. Da, priviți și învățați. Dă-te așa. O oră, frățic, am stat. S-au oprit vreo 2-3 din 30 să se uite la noi, sau să ne facă o poză, sau să ne zică ceva. Și bye-bye. Mora, și tu și... Era blestemat locul, nu știu ce s-a întâmplat, dar era nasol rău, eram și în soare. Aveam muzică, în schimb. Aia am mai linis pe lămic, la tubic ilog dupinga, apoi de că tu m-am bai, nu ca han, nu do ca șon, în muma sa sa si han, am ca nu să do păi don. Oamenii sunt aici și ei. Cine? Reactoarele. Da? Ia, dacă le facem și noi cu mâna, crezi că ne opresc? Ia mă, schimbă tactica. Zâmbeam, le făceam semnul, bă, vă rugăm frumos, cu harta în mână, știi că ține foarte tare când te văd, mai ales când te și poziționezi și văd că ești și cu un operator. Oamenii nu mai opresc, bă, nici măcar să stea de vorbă cu noi, adică asta e problematic. Ce să le mai arăt, bă, ce să le mai arăt? Arată-le! Come on, my friend, stop! Ori fețele noastre nu inspiră nici cea mai mică încredere, ori că suntem foarte transpirați. Hai, prea cald. Mai pot de cald. Am zis clar, ziua asta e ven ghinion la autostop, o să fie nașpa în continuare, oricum a fost o zi grea deja cu autostopul. I think we are the first team. That will be amazing! Eu când am ajuns acolo și am văzut misiunea, aici se desfășoară unul din cele mai populare evenimente din Filipine. Lupte de cocoși. În acest loc se află sute de cocoși. Am atașat un mic tub de bambu sigilat pe picioarele a 20 de cocoși, dar numai câteva din aceste tuburi au un mic semna Asia Express. Ele conțin cecuri cu diverse valori care pot schimba complet sumele pe care le dețineți. Astfel vă puteți dubla suma sau chiar tripla suma monedelor, ori puteți câștiga un număr considerabil de monede. Aveți grijă, cu cât cecul e mai valoros, cu atât cocoșul pe care îl poartă este mai agresiv când ați ales. Și ați luat unul dintre tuburi, puteți să vă continuați cursa. Cocoși de luptă. Și am citit că trebuie să le luăm ceva legat de picior. Eu mă gândeam numai la ghearele alea care mi ieșeau mie din cutie când am ținut cocoșii în brațe. Zic, tva. Mamă, ce ghiare are! Eu leșin acum! Eu i-am întrebat pe domnul Cocoș, băi, care e cel mai bun de aici? Ia să văd care e cel mai șmecher. Bineînțeles că cei mai șmecheri erau la mine în poală. If the rooster escapes, we will die. Aia nu-i problemă. I will die. Aia nu-i problemă. Hello. Doamne, deci când am intrat în hala aia plină de cocoși de luptă și lumea țipa, niște cocoși se băteau sus în ringul ăla, zic... Da, eu am fost șocată că ei au ring de luptă pe da, bune, da, gen, da, ring da. Cu scaune, cu locuri. Pus, ce se întâmplă aici? Deci eu m-am simțit ca într-un film. Stai, trebuie să fii foarte agresiv. Da. Cu cât e mai agresiv, cu atât e mai prețioasă treaba. Noi, de fapt, căutam cel mai agresiv cocoș ca să-i luăm tubul ăla de la picior. Eu vreau să îmi tripleze suma, ești nebun? Ăsta n-are. N-are. Problema e că nu prea știm cum arată niște cocoși de luptă agresivi. Da. Toți arătau la fel, adică nu puteam să fac diferența între ei. Unul era mai agitat, unul stătea mai da, toți erau fixat, mândri. Așa. Toți erau mândri, și așa. Pa, cu pieptul în față. Is this aggressive? No. Baby, I don't know. Sau nu? Da sau nu, mai? Yes or no? No. No. Hai la ăla. Primul cocoș la care am vrut să mergem a fost și cel la care am rămas într-un final. Cum îl prindem pe ăsta? Nu știu! Tare, da? Să știi că nu mi-era frică, pentru că i-am văzut că erau niște cuști. Ce se putea întâmpla așa? Da, adică ce se putea întâmpla? Mă, se pare că vrea să ne ucidă! O privire mai rece și mai tăioasă ca cocoșul ăsta, eu n-am văzut. Deci chiar cred că e cel mai agresiv, pentru că se uita fix, așa. Bă, nu clipea. Și zic, bă, cum facem noi să luăm cocoșul ăsta în brațe și să-i tăiem aia de la picior? Nici o șansă. Niciodată. Mi-a trecut doar gândul ăsta prin cap, dar au dispărut la fel de repede. Bă, nu așa. Oprește-te puțin că nu știi ce vreau să fac. Doar. Vreau doar să mut ăsta. Ștefanie, în schimb, i-a venit o idee foarte inteligentă. Mi-a plăcut, ai fost foarte spontană. Și a zis, hai să tragem doar grilajul ăla.
Nu moară! Și-a ridicat piciorul, bă, ești prost. Și-a tras piciorul, mă, cu tubul sub el. Bă, și stătea așa, într-un picior. Mai, dă piciorul încă. Am zis că n-am nicio șansă să-i tai direct de pe picior. Ia dă tu un pic gheara aia. El a început să facă. Mamă, deci am zis mare gheară ce ții peste ochi, Ștefan. Ține-l, stai. El. Am zis că, bă, dă cu ciocul, dar măcar să-l prind bine, să poți să-i tai aia. După aia să fac el ce vrea el cu prietenii lui. Gata, el. Thank you. Noi ne dorim și sperăm ca acest tubuleț să fie foarte valoros și să ne aducă un avantaj cât mai mare în fața celorlalte echipe. Da. Azi ai că tubulețul ăsta de la piciorul cocoșului poate să ne înjumătățească monedele, să ne dea niște monede în plus, să ne le dubleze, să ne tripleze, se poate întâmpla orice. Acum vom vedea și noi pe ce punem mâna, nu vrem să pierdem mult timp aici. Lași la pe ăsta, alege unul din ăștia treia, da. What is the good one? Hai la asta. L-am luat pe primul cu oarecare mică teamă, pentru că, la urmă, erau cocoși de luptă. Asta e tubul, nu? Nu vrei să luăm unul mai mare? Asta nu mi se pare agresiv, cocoșul ăsta. Aș lua unul care e mai rău. Vrei? Da. Ai văzut un logo? Ai văzut un logo? Are un tubuleț, se vede dacă are logo pe el. Da. Bine. Nici nu am stat să alegem cine urmează să prindă cocoșul. M-am autonominalizat. Are logo-ul ăla, mă? Băi, are logo? Tata! Hai, uită-te la asta! Ada Cătălina, pe lângă noi, mișunau, ăsta are tubuleț, ăsta are tubuleț, caută singur, lasă tubulețul. Da, din nou, să profite de pe urma altora și să facă ei cât mai puțin. Are? Nu. Băi, trebuie să aibă logo pe asta? Da, pe picior trebuie să aibă. Nu are logo ăsta. Știu că tu i-ai întrebat ceva și ei n-au răspuns. Acum m-am prins că ei erau supărați pe noi, dar... Dar de ce să fiu supărați pentru o minge? Adică la modul, chiar... ce să fac? O să plâng acum, o să... Are? Da. Îl luăm pe ăla și da. Plecăm? Da. Cam prea cu minte cocoșul, dacă mă întreb pe mine. Dar am zis, nu mai stăm să căutăm, pentru că e fix de noroc. Cocoșul oricum arăta groaznic, nu părea de luptă. Acum ce am nimerit? Uite-l pe spic aici. Când am văzut că toată lumea vorbea, se auzea și muzică, urlau cocoș și... Desfăie la bine, fără frică. La ultimul cocoș pe care l-am prins, era puțin mai agresiv. Ce faci? Haide! Și atunci am luat capul și l-am băgat sub aripă și... Dar de ce l-ai pus așa? Nu-i face nimic, să nu te muște, hai! Hai, Ada! Știu că făcea și bunica mea chestia asta, e o tehnică de a face găina să nu mai fie agresivă. Ia ăla. Ce curios sunt ce aici. Să zic că un triplat, bang, și la aia am dublat. Și aia am fost. Hello, trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.